să vezi și să nu crezi, dar cred că trebuie să fii curajos, știi, ca să accepți un picnic altfel. Bine, dacă oamenii merg cu cortul, probabil într-o capsulă din asta unde ai toate condițiile de hotel, o să te simți foarte confortabil. Noi vorbim despre un tip de hotel, practic în aer liber, sub cerul liber, cu siguranță poți să vezi stelele. Așa, a fost colega noastră, Alina, a testat, i-a plăcut și ne arată și nouă cum a fost experiența ei. Cine iubește senzațiile tari, vă sugerez să fiți cu ochii pe noi, deoarece urmează o mică excursie prin unicul glamping din Republica Moldova în formă de capsulă transparentă. Locația se află la 3 km distanță de civilizație. Pentru asta avem nevoie și de un transport corespunzător pentru a ajunge acolo, așa că noi am urcat, fiți cu ochii pe noi! Camerele cu bule transparente au fost inventate în anul 2014 de către designerul francez Pierre-Stéphane Dumont. Acest tip de construcții l-a inspirat și pe Dumitru Baljikov să dea curs unei noi idei de afaceri. În oraș, după cum știți, nu se văd stelele din cauza luminii puternice. Aici este pădure, este departe de orice un sat apropiat, adică unde luminile nu sunt așa puternice și ne dă posibilitatea să vedem dacă cerul e senin, e superb, priveliște superbă. Și a doua panoramă este priveliște spre pădure sau spre câmpuri. A fost cel mai complicat de a trage aici, deci, lumină, conexiune la electricitate. În primul rând, de noi am început de la conexiune cu panourile fotovoltaice, deci panourile solare ne-au ajutat foarte mult primii 2 ani, dar acum deja am proiectat mai stabil, electricitatea stabilă, deci este ca alternativă pentru noi. Aici avem orificiu de evacuare, deci el poate fi, când este mai cald afară, noi putem să deschidem mai tare, atunci înăuntru, în interior, este mai rece, adică se primește o circulație mai puternică a aerului, dar el permanent este inflat. Locul în care este amplasată capsula se află departe de celelalte zone de cazare, ceea ce le conferă vizitatorilor intimitate. De obicei, permanent, o ușă permanent este închisă și deja deschidem a doua ușă. Deci este regula de aur, permanent când intrăm, o ușă permanent trebuie să fie închisă. Deja aici puteți vedea patul, deci este un călzitor electric permanent care lucrează în timpul de față, deci este destul de frig afară. Aerul permanent se evacuează, deci este un aer curat, vine din pădure, deci prospețimea aerului este permanentă. Bine, de dormit dormim aici, dar baie? Da, desigur, avem numai decât pe teritoriu este o baie, pentru bubble este separată, nu este transparentă, este baie închisă, foarte frumoasă, avem acolo duș, avem conexiune la apă caldă, avem WC-ul însuși, lavoarul, deci tot necesar. Deci tot ce pot să spun, dragi telespectatori, că arată extraordinar. Unele vise din copilărie rămân cu noi toată viața, dormind în natură, sub stele, sună fantastic. Oh, uite o vulpe! Hai că te-am băcălit. Eu rămân aici cu priveliște și panorama mea frumoasă, iar tu, Vecislav, acasă. Ai văzut tot. Ușa s-a închis, te rog, bine?